Bună seara și bun găsit, stimați prieteni, la o ediție specială a emisiunii Proces Verbal. Vă spune Bogdan Ionache. Invitatul din această seară este ministrul mediului, apelor și pădurilor, doamna deputat Grațiela Gavrilescu, deputat de Prahova. O cunoașteți cu toții foarte bine. Salut, bună și bine ați venit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. O să încep direct, doamna ministru. Din punctul meu de vedere, după sănătate și învățământ, mediul este a treia mare problemă a României. Am dreptate? La nivel general. Cred că am să vă contrazic. Cred că dacă nu avem un mediu curat, nu avem nici sănătate și nu avem nici învățământ cum trebuie. Deci consider că sistemul de mediu și problemele de mediu trebuie rezolvate extrem de rapid, chiar dacă perioada vi se pare scurtă sau lungă, dar dacă toată lumea înțelege că ceea ce ni se întâmplă cu apa și cu protecția apei, ceea ce se întâmplă cu pădurile și cu protecția pădurilor, ce se întâmplă cu mediul în general, este lucru cel mai important. Problemele de mediu sunt probleme și de securitate. Și vă spun că deja lucrez la o hotărâre de guvern care să ridice problema securității mediului. Este o problemă și de strategie națională, pentru că pădurile, la fel ca și apa, sunt probleme de strategie națională, nu numai de inundații, dar ne gândim la orice altă calamitate care ar putea să infesteze oricând o apă și, bineînțeles, că populația, nu numai că n-ar mai fi sănătoasă, ar fi deja în altă lume. Deci, Ce înseamnă securitatea națională pentru omul securitatea simplu? Securitatea mediului. Deci tot ceea ce ar trebui să întreprindem noi, de la modul în care ar trebui să avem grijă de apă, cum trebuie să nu poluăm apa, cum nu trebuie să poluăm solul și subsolul, cum nu trebuie să poluăm aerul și cum trebuie să protejăm stratul de ozon, cum trebuie fiecare să avem grijă de modul în care selectăm gunoiul menajer, de modul în care și a parca o mașină trebuie să știm unde o să o parcăm și modul în care emisiile de bioxid de carbon a unui motor care le generează trebuie să fie scăzute astfel încât poluarea să nu aibă loc. Deci foarte multe lucruri implică securitatea mediului, o multitudine de lucruri, începând și pe parte de economie, și pe parte de industrie, și pe parte de învățământ, și pe parte de sănătate, pentru că și în sănătate pot exista anumite produse care să dăuneze numai organismului, dar prin fabricarea medicamentelor respective să dăuneze implicit mediului. Deci sunt foarte multe. De aceea mă gândesc la securitatea mediului. Dar la ora actuală există o legislație, doamna ministru, în domeniu. Multe. Această hotărâre de guvern la care deci lucrați, este vorba de ce prevede? Adică o hotărâre în plus de guvern sau o lege care să fie efectiv cu titulatura aceasta securitatea mediului, nu există. De aceea mă și gândesc la ea și mă gândesc la ceea ce trebuie să fac în perioada următoare și lucrăm și poate că deja acum încep să spun ceea ce se întâmplă la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, este modificarea strategiei naționale de schimbări climatice și cred că foarte multă lume ar spune ce cuvântul acesta, schimbări climatice și ce înseamnă, pentru că cred că asta este. Și fac o paranteză aici. Lucrul acesta cred că dăunează foarte mult și mie ca ministru, dar și cetățeanului care nu este, să zic eu, familiarizat cu aceste denumiri, să zicem între ghilimele, tot bombastice și închid paranteza. Deci este vorba tot în programul internațional, că este deja o strategie internațională și sunt deja conferințe programate chiar anul acesta la Paris și la New York. Vorbim de schimbări climatice, de ceea ce se întâmplă pe glob, inclusiv cu apa, inclusiv cu ghețarii, inclusiv cu stratul de ozon, deci multitudinea noastră ca sistem. Lucruri esențiale, omul ar trebui să știe efectiv despre ele. Fiecare dintre noi, și asta încerc să fac în perioada următoare, de aceea am fost și astăzi la Ploiești pentru întâlnire regională privind programul controlul integrat al poluării cu nutrienți. Cetățeanul, indiferent dacă este locuitor din mediul rural sau din mediul urban, trebuie să fie informat despre ceea ce ar putea să-i se întâmple la un moment dat, dacă nu intră într-un fel de normalitate privind și problemele de mediu. Pentru că de la modul în care ai grijă să-ți selectezi un nou menajer, să-l pui pe peturi, pe sticlă, pe hârtie, pe gunoi efectiv adunat din în urma gospodării și așa mai departe, plus și de cel care îl produc animalele și așa mai departe, nu înseamnă decât un minus în ceea ce înseamnă sănătatea noastră. Și lucrul ăsta vreau să-l fac în perioada următoare și de când am intrat în minister, este să comunic foarte bine cu cetățeanul.
și să-l informez și să știe că fiecare ban pe care noi îl cheltuim în mediu înseamnă de fapt ban cheltuit pentru prevenție, la fel ca și în sănătate, și înseamnă un ban mai puțin cheltuit în momentul în care a existat o catastrofă, vezi inundații, vezi alte tipuri de calamități, infecții și așa mai departe, unde bineînțeles se pot duce până la extremis cu pierderea de vieți omenești. Și atunci populația trebuie să știe că mai bine previne și este și el parte integrată din acest sistem și bineînțeles pe urmă vom cheltui cu toții din buzunarul tuturor, mult mai puțin dacă trebuie să și faci, să reparăm unele lucruri neadecvate. Această hotărâre de guvern care vizează securitatea mediului aduce noutăți în sensul de amenzi mai mari? Aduce, nu. Eu nu prea sunt adepta până nu aduci la cunoștința cetățeanului de ceea ce trebuie să facă și să-l înveți, să-l educi, să conștientizeze lucrurile care nu sunt normale. Pe urmă mă gândesc la amenzi. Deci întâi îl înveți, îl educi și dacă vezi că nu se conformează, atunci îi aplici amendă. Cred că lucrul acesta este valabil numai pentru mediu. Este vorba și în sistemul fiscal, este vorba cam în toate domeniile respective. Ei, până o să ajungem la amenzile respective, noi trebuie să punem pe capitole ce înseamnă de fapt un program efectiv coerent și de lungă durată pentru protecția mediului. Suntem una dintre țările care încercăm și vă spun că eu am găsit în minister, deja lucrat de către colegii mei miniștri din perioada precedentă, pe anumite strategii și lucruri foarte important. De altfel, eu mă bucur că totuși am avut un mandat de viceprimar la municipiul Ploiești, pentru că multe dintre lucrurile acelea le-am învățat, care și le văd și le simt și poate experiența administrației locale mă face să văd altfel și să am o altă viziune, nu numai pentru perioada de acum și pentru o perioadă viitoare. Și pe vremea aceea vorbeam de dezvoltare durabilă și toată lumea spunea ce este acea dezvoltare durabilă. Și pe această speță trebuie să le punem toate la punct, dar trebuie să le punem la punct de maniera în care trebuie să le aducem la cunoștință cetățeanului să înțeleagă. Deci altfel nu o să putem să facem treabă și de aceea astăzi suntem aici la Ploiești și voi fi în toate localitățile sau care vor fi desemnate ca puncte de informare, de aducere la cunoștință pe anumite proiecte, fie că sunt susținute din împrumuturi, fie că sunt susținute de către banii dați pe Ministerul Mediului, fie că sunt absorpție de fonduri europene, fonduri norvegiene, LIFE-uri și așa mai departe, astfel încât să învățăm pe cei care ar putea să absoarbă aceste fonduri, că toate lucrurile acestea le facem astfel încât cel care trebuie să beneficieze de toate drepturile posibile este cetățeanul, pe care și pe el trebuie să-l învățăm că orice lucru neadecvat nu duce decât la o sănătate și la un an mai minus în viață sau poate că mai puțin de un an. Eu sunt de acord cu ceea ce a spus până acum, că cetățeanul, persoana fizică, trebuie, cetățenii trebuie informați, însă mie mi se pare că nu de ieri, de azi, ci de ieri, alaltăieri, Ministerul Mediului cu toate instituțiile din teritoriu a pierdut pariul nu atât cu cetățeanul persoană fizică, cât cu marile companii. Se spune tot timpul, doamna ministru, și pe bună dreptate dintr-un punct de vedere, domne, o companie mare creează locuri de muncă, taxe și impozite și așa mai departe. Aduce un plus valoare comunității din punct de vedere financiar și asigură locuri de muncă pentru sute, poate mii de oameni. Dar, pe de altă parte, mediul, eu cred că este un pariu pierdut de către Ministerul Mediului în relația cu marile companii. Este adevărat că avem nevoie de locuri de muncă, este adevărat că avem nevoie de taxe și impozite, dar, pe de altă parte, este tot atât de adevărat, poate chiar pe primul loc cu siguranță, că avem nevoie și de sănătate. Nu, în primul rând avem nevoie de sănătate, pentru că dacă nu avem sănătate și nu trăim într-un mediu curat, cu certitudine nu mai avem nici în ce investi și unde investi, nu mai au oameni nici locuri de muncă, că nu mai are de fapt, nu mai este omul autorul și nu mai ai motive. Eu vă spun că sunt extrem de atentă la ceea ce se întâmplă cu toate societățile și cu toate persoanele juridice care trebuie să intre în normalitate și trebuie să intre, să se alinieze tuturor normativelor direcțiilor comunității europene, dar nu numai, a normelor internaționale. Sunt drastice, e drastică legislația europeană în domeniu? Legislația este o legislație normală. Poate că noi nu suntem obișnuiți
obișnuiți cu ea. De aceea și transpunerea directivelor europene trebuie să fie făcută extrem de serios și extrem de aplicat și extrem de adecvată situației din România. Dar asta nu înseamnă că trebuie să încălcăm o anumită legislație. Pentru că și punctul nostru aici focal, să spunem România astăzi cu degetul pe harta noastră, reprezintă un plus sau un minus la ceea ce înseamnă mediul pe mapamond. Deși noi trebuie să gândim în aceeași direcție așa cum gândesc toți ceilalți. Deci noi nu putem să decupăm harta României și să o ducem în altă parte, pentru că tot aici suntem, tot pe mapamond, tot ghețarii se pot topi oricând, tot apele pot să inunde, tot din cauza schimbărilor climatice și a poluării crescute, ați văzut și ce se întâmplă. Plouă excesiv de mult pe o durată mică de timp sau se pot topi zăpezile extraordinar de repede, pentru că temperaturile, ați văzut, astăzi sunt 15 grade, mă refer sau la ziua de ieri sau alaltă. În ianuarie 20 de și grade. Vedeți, și... astăzi, de exemplu, cum a început să ningă și pe o perioadă de câteva zile, iarăși avem temperaturi scăzute la Poviță și Ninsoare. Deci toate aceste fenomene sunt, de fapt, și aportul nostru nefavorabil al fiecăruia dintre noi, care nu avem cunoștință de lucruri care ar trebui, de fapt, să le știm. Să le știm, în primul rând, pentru noi, pentru familia noastră și pentru durata lungă de viață pe pământ. Pentru asta lupt și vă spun că în toate proiectele mele și am niște proiecte care eu am spus așa când am ajuns la minister și fac o paranteză, domnule, trebuie să-mi găsesc două, trei priorități, astfel încât să putem să aducem un plus la ceea ce înseamnă mediul ambient. Și în programul meu de bine, de la început, când l-am prezentat în comisiile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, a fost unul care s-a referit strict la păduri și la modul în care gestionăm miile și miile de hectare care ori sunt în administrarea RNP-ului, ori sunt la ocoale silvice private, ori sunt terenuri pe care la ora actuală avem 500 de hectare care sunt lăsate de izbeliște, nimeni nu le păzește, nimeni nu le are în, ca să zic așa, în vizor. Și să știți că și sumele pe care le-am și pregătit și prin bugetul AFM-ului pentru împăduriri, și vă spun așa ca o prioritate în perioada următoare, pentru că bugetul administrației fondului de mediu a fost lansat, am și dublat suma pentru proiectul de împăduriri. Proiect de împăduriri care va fi lansat, va dura o lună de zile și eu cu ocazia aceasta transmit tuturor primarilor din județul Prahova să fie alături și să poată să fie informați și să-și depună proiectele la administrația fondului de mediu și vom face mai întâi să lansăm ghidul de finanțare și un ghid de informare, astfel încât să știm exact cum sunt în urma studiului de impact făcut pe fiecare zonă, cam ce fel de puiet trebuie plantat și ce este mai de lungă durată și ce trebuie să fie adecvat pentru zona respectivă. Este un proiect generos, în bani serios sau este o sumă infimă pe care se vor... Bani sunt, dar trebuie să și aplici acea... Deci sunt și banii europeni? Nu, aici este vorba de fondul de mediu. Deci de banii noștri ai tuturor, ca să spun așa. Fondurile europene este cu totul o altă direcție, iar ministerul acum deja lucrează împreună cu Ministerul Fondurilor Europene ca să prindem și împăduririle pe POIM, deci pe programul operațional de infrastructură mare, perioada 2014-2020. Pentru că noi acum lucrăm la toate strategiile, la toate direcțiile. Acum. Ministerul Mediului nu a depus până acum strategia noastră, ministru? Pentru că nu avea posibilitate să, de exemplu, pe postul de mediu să poată să facă lucrul acesta. Acum, pe marea infrastructură poate să facă. Deci nu e iar bani târziu, pentru, nu am pierdut startul. Nu. Iar bani pentru împăduriri, bineînțeles, sunt și din fondul de ameliorare dați de la, pe care gestionăm noi, dar bani dați de la Ministerul Agriculturii, plus că mai avem sumă alocată și de la Romsilva, tot pentru împădurire. Deci lucrurile sunt extrem de serioase. Deci banii ar fi, să înțelegem. Bani sunt. Fiindcă de tot ceea ce îmi spuneți, toate programele... Sunt bani pentru împăduriri. Deci v-am spus trei. Da. Din trei direcții de unde vin banii. RNP-ul, deci Romsilva, administrația fondului de mediu și o să deschidem ghidul de finanțare și finanțarea și o să vedem cine depune proiecte și cum sunt ele eligibile pentru comunitățile respective și, bineînțeles, din fondul de ameliorare. Dar nu numai pentru împăduriri. Dar n-aș vrea, scuzați-mă singur, da, o scurtă paranteză, n-aș vrea să trecem peste subiectul inițial. Din punctul nostru de vedere, care aveți acces în acest domeniu, al mediului, la toate informațiile, spuneți-mi, vă rog, doamna ministru, care sunt
principalele trei puncte negre pe harta României? Vă referiți la păduri? La probleme de mediu. A, la probleme de mediu? Și evident că mă refer la marile orașe, unde sunt foarte mulți oameni. Cele trei puncte negre care dumneavoastră le și aveți ca priorități și le și știți din semnalele venite prin instituțiile pe care Ministerul Mediului le are la nivelul fiecărui județ. Nu, eu n-aș vrea să le spun puncte negre. Ploiești este pe locul 3? Nu, eu vreau să spun așa. Ploieștiul este unul dintre orașele puternic industrializate, care are foarte mulți investitori, la care este foarte bine monitorizat și avem aici stații de monitorizate de către Agenția de Protecție a Mediului. Toate controlele sunt făcute atunci când unele emisii sunt depășite și când unii dintre investitori, indiferent dacă sunt autohtoni sau sunt străini, încalcă legislația în vigoare, bineînțeles că și Garda de Mediu și intră în acțiune. Eu nu vreau să spun acum de pete negre. Eu vreau să spun că sunt foarte atentă și ori de câte ori am constatat în perioada de când sunt eu ministru că există unele lucruri care duc la încălcarea sau au dus la încălcarea legii, să știți că Direcția de Control, Direcția Generală de Control al Ministrului, care este la mâna Ministrului, este trimisă în teritoriu. Și aici vă spun un secret. De prima dată când am ajuns, am cerut organigrama și am spus așa: trebuie ca această Direcție Generală de Control să fie extraordinar de puternică, populată cu mult personal de specialitate din toate direcțiile, pentru că Ministerul s-a reunit, a fost Departamentul de Apă, Păduri și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice separat, după care prin hotărârea de guvern de la sfârșitul anului trecut el s-a reunit pentru că s-a rupt în 2012 și atunci fiecare direcția respectivă are și servicii pe specialitate de control silvic, ape, păduri și mediu. Asta pentru că am constatat că foarte multe din petiții, multe din plângeri, multe din încălcările legii sunt făcute și atunci, bineînțeles, trebuie să vedem cine a încălcat legea să și plătească. Dar trebuie să, pentru până a plăti, dai niște măsuri, îi dai un termen, exact cum sunt și rapoartele Curții de Conturi. Îți dă un plan de măsuri pe care tu, într-un anumit timp, trebuie să-l pui în operă. În momentul în care nu l-ai pus în operă, bineînțeles că amenda curge. Sau, dacă raportul Direcției de Control spune că este o infracțiune în domeniul penalului, bineînțeles că dosarul respectiv se trimite la instituțiile abilitate. Și am introdus în organigramă un birou numit Biroul de Integritate și Antifraudă. Nu are mulți specialiști, nu sunt decât 7, dar aceștia sunt supervizorul pentru întreaga țară, astfel încât pentru toate domeniile, toată lumea care consideră că nu știe sau ei au văzut că cineva nu a făcut cum trebuie să-l atenționeze, după care împreună cu Direcția de Control să aplicăm legea. Deci eu, încă o dată repet, sunt de... așa este gândirea mea și consider că așa ar trebui să facă toată lumea. Întâi trebuie să îi aduci la cunoștință, să-l înveți, să-i spui ce nu este bine, după care să aplici legea cu cea mai mare strictețe. Pentru că altfel, dacă nu-l înveți, multe companii, multe persoane fizice care habar nu au, companii care nu au, sunt întreprinderi mici și mijlocii, care nu au posibilitate să-și facă birou de protecție a mediului, să facă birou, să spunem, să își urmărească anumite, să stea să uite pe monitorul oficial și să vadă ce lege au mai putut să apară ca să poată să intre în vigoare. Deci trebuie să fim conștienți și trebuie să lucrăm la domeniul acesta de informare, pentru că este foarte important. Deci nu vreți să-mi spuneți cele trei puncte? Nu, eu vreau să vă spun doamna ministru, întrebare de 100 de puncte. Vreau să credeți, vă rog, că tot ceea ce fac acolo cu colegii mei este să apăr interesul nostru al tuturor românilor ca să trăim într-un mediu curat. Iar toată gândirea care o facem și toate strategiile pe anumite zone pe care le și scriem, altele, de exemplu, ne-am gândit la ele și începem să facem, au la bază studii care deja erau făcute și stăteau prin sertare și le-am scos ca să putem să le reactualizăm, studii de impact sau studii de fezabilitate. Alte studii am adunat de la toate direcțiile, de la toate deconcentratele din subordine, studii care să fie în strânsă corelare cu ceea ce se întâmplă acum
peste tot, deci nu numai în România, astfel încât din fondul, de fondul de mediu să putem să le finanțăm ca să putem să ne pregătim pașii pentru perioada următoare. Deci, mi se pare extrem de importantă perioada 2014-2020. Este. Este foarte important, cu părere de rog, vă rog frumos să lăsați un minut, foarte important anul 2015, pentru că anul 2015 trebuie să încheiem o perioadă în care, dacă nu suntem motorizați la maxim, eu vorbesc aici de postul de mediu, de toate proiectele începute, dacă acestea nu sunt făcute, aduse la zi, și nu există și nu lăsăm sau nu controlăm astfel încât ele să nu fie terminate la 31 decembrie, trebuie să înțeleagă toată lumea, indiferent dacă este firmă, indiferent dacă este autoritate publică locală sau centrală, autorități de toate felurile posibile și imposibile, că în momentul în care se trage linie la 31 decembrie 2015, banii care nu sunt absorbiți, diferența care rămâne se suportă din buzunarul meu, din buzunarul dumneavoastră. În bugetul român. Cred că cetățeanul românul asta nu știe. Că orice ban pierdut pe proiecte care sunt deja în derulare, pe fonduri europene, pe orice zonă în parte, care trebuiau să fie cheltuiți și nu sunt cheltuiți din motive diverse, că constructorul a intrat în insolvență sau că nu e atent sau că nu știe sau că autoritatea locală, primarul sau consiliul local nu este extrem de strict în relația cu persoanele respective, că cetățenii împiedică, că unul nu știu, a luat jumătate de metru pentru nu știu ce lucrare în parte și n-a vrut-o să o dea, să zicem că nu s-a făcut exproprierea când a trebuit. Diverse, că sunt anumite lucruri care deranjează la un moment dat, că trec mașinile foarte mult pe strada ta și poluează, bineînțeles, dar și lucrarea trebuie făcută. Aici este iarăși un lucru la care sensibil și la care trebuie să lucrăm. Se vor da banii din buzunarul, din bugetul de stat. Care buget de stat înseamnă banul nostru al tuturor, și al meu și al dumneavoastră. Și eu asta încerc să le explic inclusiv primarilor. Că o să vină ziua în care, dacă nu sunt extrem de vigilenți, foarte vigilenți, nu o să mai aibă de unde să poată să pună bani sau de unde să li se dea niște bani în afară de veniturile proprii din altă parte. Și un lucru extrem de important, toți, și rog pe toți cei care sunt implicați. Eu am rugat și Agenția de Protecție a Mediului și Garda de Mediu și Fondul de Mediu și RNP-ul și Inspectoratul de Stat, Inspectoratul Teritorial Silvic, să încerce să identifice proiecte pe care noi putem să le introducem în strategia 2014-2020, astfel încât să putem pe un termen lung să ne rezolvăm niște probleme punctuale, începând de la echipamente, începând de la continuarea proiectelor de apă canal, începând de la stațiile, continuând cu stațiile de epurare. Păi mă uitați și problemele de astăzi, începând controlul integrat al poluării cu nutrienți, care este un lucru extrem de important, pentru că apa și solul... Limbi străine, da, adică nu. De ce nu vorbesc? Păi haideți să vă spun eu că nu. Fiecare, mai ales în zona rurală, toată lumea are în curte o găină, un porc, o oaie, adică ceva. Da. Care ce înseamnă? Toate excrementele respective intră în pânza freatică, intră în sol, intră în apă și sunt direct, nitrații respectivi intră în contact direct cu organismul uman și sunt, punctul terminat al vieții. Deci dacă nu suntem conștienți, dacă nu suntem atenți și la modul acesta de a avea grijă cum creștem animalele în propria ogradă, este un lucru extrem de important. Dar lucrul acesta trebuie să se spune lui tanti Leana, deci de exemplu, din colegiul meu, și să înțeleagă. Da, eu, de exemplu, eu fac foarte bine. De obicei, de la ministere vin niște exprimări de astea. Da, uite, vedeți că eu încerc să de oameni aruncă imediat clientul sau eu încerc să transpun, ca să zic așa, terminologia sau tehnică în limbaj comun ca să poată să înțeleagă cetățeanul. Eu vă spun că în colegiul meu, pe care nu l-am uitat dacă sunt ministru, încerc să le explic lucrul acesta. Să știți că oamenii sunt foarte, au început să înțeleagă că lucrurile sunt extrem de importante.
Doamna ministru, întrebare de 1000 de puncte, și, două. Da. Vă rog, haideți, mai spune, mai aveți de spus ceva? Sunt, pentru că, uite, vă dau un exemplu. Amânăm acea întrebare de 1000 de puncte, vă rog. Nu, mi-o lăsați la sfârșitul emisiunii. Vorbeam de păduri, dar la fel de importantă este zona de ape. Și eu vă spun că, plecând de la Prahova, știam exact care sunt zonele sensibile supuse inundațiilor. Și ați văzut că de fiecare dată când plouă mai mult, se inundă anumite zone. Da? Există niște studii de fezabilitate făcute din 2005-2006, dar care nu au fost